Vreau ca arbitrii noștri de la nivel județean să înțeleagă că ei nu sunt, pun ghilimele de rigoare, Dumnezei. Ioan Negoescu, fost arbitru asistent de Liga 1, observator federal la nivelul Ligii a 2-a și a 3-a, a fost numit în funcția de președinte al Comisiei Județene de Arbitri Dâmbovița în locul Petruței Iugulescu, la sfârșitul lunii noiembrie. Aflat acum la cârma fluierașilor dâmbovițeni, Ioan Negoescu a anunțat că vor apărea schimbări importante, principala țintă fiind transparența. Modul de lucru al nostru, o să doresc să implementez acest lucru, o transparență totală și un dialog bazat pe respect reciproc cu media, cu reprezentanții echipelor, cu conducătorii CJA Dâmbovița. Trebuie să înțelegem că noi avem CJA-urile. Avem o dublă subordonare, AJF Dâmbovița și Comisia Centrală de Arbitri. Deci noi ne subordonăm la două organisme, Comisia Centrală de Arbitri și AJF Dâmbovița. Pe lista priorităților, Ioan Negoescu a trecut o lecție de disciplină cu arbitrii, uneori aceștia uitând de ce sunt prezenți în teren. Vreau ca arbitrii noștri de la nivel județean să înțeleagă că ei nu sunt, pun ghilimele de rigoare, Dumnezei, în momentul în care pleacă un joc. Aș vrea ca din activitatea arbitrilor noștri să dispară anumite aspecte de aroganță, de superioritate, de nu știu ce, și o să țin foarte, foarte mult la treaba asta, pentru că nu mi se pare normal. Arbitrul este un judecător în teren, da? Nu este eroul principal. Eroii principali sunt jucătorii. Arbitrul este cel care aplică niște legi, atâta tot. Așa cum scrie legea. Voi încerca, și țin foarte mult la treaba asta, să lucrăm pe baza respectării legilor și regulamentelor în vigoare. Da? Chiar dacă aceste legi par că nu sunt bune la momentul respectiv, atâta timp cât sunt aprobate și sunt în vigoare la nivel fotbalistic, trebuie să le respectăm. Și voi cere tuturor celor care vor lucra respectarea acelor legi, chiar dacă uneori ne se pare că nu sunt bune. În plus, observatorii vor fi instruiți și testați. Împreună cu colegul meu Ciprian Iugurescu, care este observator la nivel republican și participăm la instruiri și sfătuiri ale observatorilor la nivel republican, vom transmite toate sarcinile, să zic așa, sarcinile sau tot ce se transmit în instruirile noastre, vom încerca să le aplicăm și la nivel județean, vom instrui observatorii pentru a avea o uniformitate în aprecierea arbitrului la nivelul județean, pentru că atunci când studiem un raport de observare, să ne dea niște date, acel raport, niște date concrete despre nivelul arbitrilor respectivi. Da? Vom instrui observatorii, vom testa observatorii, așa cum suntem și noi testați la nivel republican, încercând să aducem totul la un nivel de uniformitate în aprecierea arbitrajelor.